părinților, pentru părinți responsabili și copii cu bucurii. Bună ziua, sunt Andreea Cornea și cu mult drag vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Clasa Părinților. Ne aflăm într-o perioadă în care tot mai mulți copii folosesc gadgeturile pentru a face școală și identific eu o nevoie și mai mare de a gestiona timpul petrecut în fața ecranelor. Bănuiesc că mulți părinți se află în situația aceasta. Ca să înțelegem de ce există această nevoie, aș vrea să înțelegem care sunt efectele petrecerii timpului ore în șir în fața ecranelor, indiferent că este vorba despre computer, tabletă, telefon sau televizor. De asemenea, îmi doresc să aflăm și cum facem, cum vom reuși să-i ținem pe copii mai mult în alte activități și cât mai puțin la desene animate. O să-mi spuneți, nu noi îi ținem, ei stau. Atunci să vedem care este rolul nostru. Poate mai important, mi-aș dori să cunoaștem cum am putea preveni efectele negative ale utilizării gadgeturilor în exces de către copii. Pentru a ne lămuri, o avem astăzi alături de noi pe Amalia Ciubotariu, psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală. Bun găsit și vă mulțumesc pentru prezență! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! O să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră. Eu activez ca și psiholog și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală de 15 ani. Am lucrat 9 ani cu adulții, problematica adulților cu handicap în mod deosebit fizic și psihic, iar de 7 ani, aproape 7 ani, lucrez ca terapeut ABA în cadrul Centrului pentru Copii cu Autism și Sindrom Down, Sfânta Maria din Târgoviște. Pentru început, ca să intrăm deja în pâine, să zic așa, pentru început, aș vrea să înțelegem ce se întâmplă efectiv în creierul copilului atunci când petrece timp în fața unui ecran, indiferent despre ce ecran este vorba, sau dacă petrece prea mult timp. Ca să putem să vorbim despre ce se petrece în creier, ar trebui să știm ce este în creier inițial. Nu o să intru foarte adânc în neurobiologie, dar o bază minimă cred că este necesară. Chiar vă rog. Când copilul se naște, în creierul nostru există genetic și limitat un număr de neuroni. Ei au nevoie să se dezvolte și nu să se mulțească, că nu știam că nu se mulțesc, dar ei se dezvoltă, da? Și în primii 2 ani de viață, creierul nostru își triplează, practic, dimensiunile. Până la 2 ani, el are, în loc de 330 de grame, cât avea la naștere, are 990. Deci este o creștere spectaculoasă, pe care nu o mai vedea niciodată în viața noastră. De-aia trebuie să și o utilizăm la maxim și să investim tot ce mai bun în perioada aceea de bază a copilăriei. Cum se manifestă acea creștere a sinapselor este importantă. Totul se petrece prin interacțiune și joc. Așa învățăm. Deci în primii 2 ani de viață învățăm cel mai important, să mergem, să vorbim și să gândim. Și din punctul de vedere, dacă ar fi să ne gândim ce ne oferă televizorul, ne oferă fix opusul sau gadgeturile în general. Ne țin mult timp în fața lui, deci nu ne mai putem mișca. Nu mai putem să interacționăm cu ceilalți, nu ne dezvoltăm limbajul așa cum e necesar și nici nu ne forțează să ne gândim, să ne concentrăm prea mult și atunci nu ne formăm nici gândirea critică așa cum ar trebui. Există părinți care poate acum v-ar contrazice, să zicem așa. De ce? Pentru că aud foarte des în jurul meu afirmații de genul copilul meu se uită la cântecele în engleză și de acolo învață să numere, învață culorile și așa mai departe, sau se uită la desene și de la desene a învățat nu știu ce anume din istorie sau în fine, să mă întorc de fapt la copiii mai mici, la învățatul numerelor și așa mai departe. Cum ar trebui de fapt să învețe și este aceasta o învățare, nu știu, corectă sau de durată sau ce se întâmplă? Exact tema aceasta am susținut-o cu 12 ani în urmă, când nu eram mămică, la o grădiniță. Și părinții la fel ne-au spus și acolo. Copiii mei învață foarte mult de la o tabletă, pentru că eu îi pun jocuri educative. Și au învățat să numere în engleză, în franceză, știu formele și toate lucrurile. Învățarea însă de la televizor, calculator și tablete, total nenaturală, este repetitivă și nu are absolut nicio aplicabilitate în realitate. Avem la centrul nostru, unde vin copii cu autism sau, mă rog, diagnostice de tulburări pervazive de dezvoltare,
care știu la un an și ceva toate literele alfabetului și numerele, dar care la 4-5 ani nu știu să facă absolut nimic cu ele. Da? Deci este o învățare care nu este aplicabilă în realitate și copiii învață pur și simplu niște concepte care nu au legături între ele. În interacțiunea cu adultul, copilul învață cu totul altfel. Copilul experimentează lucruri noi, află texturi, află culorile altfel, nu? Și mingea când o rostogolim de la unul la celălalt, o să vedem cum ajunge. Da? De la televizor vedem o imagine bidimensională, total nenaturală, și cu totul altfel este în realitate. Consider că părinții ar trebui să testeze înainte ceea ce spun, pentru că da, învață foarte repede conceptele, dar nu pot face însă legături logice între ele. Bun, nu știu cum să pun întrebarea aceasta. De la ce vârstă am putea să permitem unui copil mic să privească la desene? Sau dacă ar trebui să îi permitem sau nu? Eu nu am spus că sunt mămica a 3 copii și eu și că privesc problema din ambele perspective, și ca specialist și ca mămică. Și ce mă bucur. Și am și, da, și am și testat-o, pentru că și eu am crezut că este ok ca un copil să preia concepte, pentru că am văzut că le prea rapid, într-adevăr. Și când am văzut că ele există, m-am bucurat foarte tare, însă am văzut ce există și după. Și dacă ați testat, după o perioadă scurtă de timp în care copilul și-a petrecut o activitate pe tabletă sau pe telefon sau la televizor, ați observat și ce urmează după. Cum este copilul după? Este prost dispus, este irascibil, este mult mai iritat, nu mai este așa de empatic, emoțional, efectiv este anulat. Nu se poate conecta la adult, pentru că el practic a fost absent într-o stare hipnotică, într-o activitate pe care nici măcar nu o cunoaște foarte bine. Așa că o să zic foarte clar că eu cred, ca și mămică, dacă am testat asta, că până la 2-3 ani copilul ar trebui să aibă timp zero de ecrane. Și nu doar eu, Societatea Americană de Pediatrie a făcut studii intense, pentru că acolo tehnologia s-a dezvoltat mult mai devreme decât la noi. Au avut timp să facă studii longitudinale și au observat și efectele. Așa că i-au spus foarte clar că în perioada 0-2 ani timpul ar trebui să fie zero. Apoi între 3 și 6, o jumătate de oră, probabil că nu ar face așa de nimic grav, să zic. Dar e important ce compensăm jumătatea de oră și mai important este să fie copilul acompaniat. Adică atâta timp cât stă la televizor să stăm și noi cu el și să-i filtrăm informația. Pentru că el nu are cum să înțeleagă ce se întâmplă acolo dacă nu-i se explică. Și dacă am testat noi singuri acasă, am vedea că într-adevăr copilul nu înțelege așa cum ar trebui lucrurile. Iarăși aici probabil ar fi părinți care ar spune, păi am și eu, dacă îmi dați doar o jumătate de oră, nu pot să am și o liberă măcar o jumătate de oră. Știu, ne dorim și asta, este principala problemă, cred, a părinților, este că au observat că, da, copiii acceptă ușor gadgeturile, ba chiar sunt foarte încântați și fascinați de ele. Și atunci eu am timp liber să pot să fac mâncare și curățenie, mai ales noi mămicile care suntem tot timpul cu ei. Avem nevoie de pauză, zicem noi. Dar dacă ne-am integra altfel în activitatea cu copilul, am vedea-o și noi ca pe o recreare, să zic așa. Dar noi nici nu știm să ne mai jucăm, să stăm jos cu copilul și efectiv o oră să nu punem mâna pe nimic, să nu fugim să amestecăm într-o oală de mâncare, să facem ceva prin casă, să spălăm rufe sau orice altceva avem. Pentru că, da, trăim în era asta foarte nebunească, tot o facem în grabă și, din păcate, timpul cu copilul este absolut zero, dacă să ne gândim că el este foarte mult timp la școală, dacă este la școală sau la grădiniță, apoi la after sau la alte cursuri, că, da, ne dorim să știe foarte multe lucruri și timpul cu ei va fi din ce în ce mai limitat. Copilul are nevoie și de noi ca părinți și eu spun că dacă stăm o jumătate de oră, nu în fiecare zi, dar măcar de 3-4 ori pe săptămână, cu ei în joc, efectiv, o să vedem că ei se și desprind de noi. Este testată. Nu o spun doar din teorie. Dacă mi-aduc bine aminte,
V-ați oprit undeva la 6 ani cu timpul petrecut în fața ecranelor și m-am întors pentru că n-aș vrea să se înțeleagă faptul că de la 6 ani, gata, liber. Nu. Ce facem? Era foarte treptat, dar la 6 la 9 ani i-am spus că în jur de o oră. Nu că n-ar exista efecte, de asta spun, dar ei tot timpul spuneam că după ce ne uităm la televizor sau sită copilul la televizor, să venim cu lectură, cu natură, ieșiri cât mai multe, să experimenteze cât mai mult, în cât mai multe medii și dacă poate și cu noi, este și mai bine. Da? Copilul învață foarte mult din conversații și din activitățile, chiar și la de gospodărie, pentru că e altceva când e un copil cu tine în bucătărie, învață altfel decât de la televizor. Da. Este foarte important acest lucru, să conștientizăm faptul că ei pot învăța efectiv acolo, stând lângă tine atunci când speli vasele, spre exemplu. Chiar dacă, vă spun din experiență personală, se întâmplă după aia să am multe alte lucruri de făcut de pe urma acestui joc. Așa pentru e. Că se face apă pe jos, se face apă peste tot, copilul se udă din cap până în picioare și trebuie schimbat, da, spălat, etc. Însă, mă simt mult mai bine și mult mai liniștită atunci când este acolo și îl văd activ și este cu mine și văd cât de mult se bucură, mă bucur și eu. Ne dorim foarte mult cumva să găsim așa o cale de mijloc, pentru că chiar am întâlnit părinți care efectiv chiar nu au posibilitatea, adică au un anume program de serviciu și unii dintre ei ajung acasă abia seara, târziu. Și atunci nici măcar nu pot controla timpul acesta pe care copilul îl petrece în fața unui televizor sau în fața tabletei și așa mai departe. Și mă întreabă adesea cum, ce pot să facă să nu le taie așa din prima, să îi spui copilului, gata, de astăzi sau de mâine, nu mai avem tabletă. Cum am putea să gestionăm acest timp? Cum să facem, înainte de a vorbi despre prevenție, cum să facem în situația în care deja avem un copil care petrece câteva ore bune pe zi și nu avem un control asupra acestora? Păi controlul l-am avut în copilăria foarte mică, când l-am așezat conștient la televizor sau la un gadget, în ideea că noi vom avea timp să facem altceva repede, că într-adevăr copilul, dacă stă lângă noi, ne solicită mult mai mult, este un haos în jurul nostru, nu prea ne place să zic așa, dar atunci în copilăria mică, în perioada 0-2 ani, se creează și tiparele de atașament, atunci putem să impunem și limitele, și limitele se impun blând, așa, fără trebuie, la imperativ. Este ceva de genul, uite, eu sunt îngrijorată pentru tine că petreci foarte mult timp la calculator și la televizor și sunt conștientă că eu am greșit pentru că te-am îndrumat către activitatea asta, dar am realizat acum, târziu, da, că îți face rău și voi fi nevoită să-ți limitezi perioada aceasta și o să înlocuim cu alte lucruri, dar copilul mare care a fost deja, care este deja dependent, așa să spun, da, pentru că o să vedem că el chiar este într-o stare de sevraj. Cercetătorii arată că o oră la desene sau la joc este echivalentă cu un gram de cocaină. Deci este chiar o dependență gravă. Și avem impresia că dacă îi ținem acolo, sunt în siguranță, că sunt în casă lângă noi. Și de fapt nu este așa. Că noi nu le-am dat alcool și tutun și droguri. Și totuși vedem telefonul care este atât de nociv și nu conștientizăm nici noi măcar gravitatea situației. Trebuie să fim alături de ei și să reușim să ne reconectăm cu ei, pentru că sunt convinsă că a existat o ruptură acolo. Apropo de copilul meu care petrece mult timp la calculator, el trăiește o stare hipnotică și când iese din ea nu știe ce s-a întâmplat cu el, dar îl sperie foarte tare, copilul devine foarte anxios. El nu știe unde a fost mama, unde a fost tata, ce s-a întâmplat cu el în timpul ăla, da? Pentru că el totul a fost inconștient. Emisfera noastră stângă, de exemplu, e total inhibată, analiza nu mai există și atunci
ne bazăm doar pe emisfera dreaptă, care este de două ori mai solicitată, doar pe recunoaștere de imagini și sunete, că decât asta se întâmplă, suntem suprastimulați și se imprimă acest tipar de anxietate care ne va duce toată viața cu noi. Deci copilul mare care are nevoie de limitare se va face cu blândețe, evident, foarte încet, etapizat, pentru că trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă acolo în spate. În creierul nostru, atunci când stăm la gadget-uri, mai ales la jocuri pe calculator, se eliberează foarte multă dopamină, este un neurotransmisător care efectiv este ca drogul, e o recompensă atât de puternică și greu putem să găsim ceva să echivaleze cu ea. De aia și spun că e bine să o luăm de mici, pentru că atunci când devenim mult mai mari, ar fi nevoie să le dăm libertăți copiilor și noi tocmai atunci îi îngrădim. Este foarte nefirească situația. Deci, cum ați spus dumneavoastră, îi spunem copilului, da? Deci mama spune ce a spus dumneavoastră. Ce simte, da. Exact, dar acum nu o să ne așteptăm copilul să spună. Ok, înțeleg, da. Înțeleg. Așa facem, okay. Sunt de acord cu tine. Exact. Nu o să spună asta. Ce facem pe mai departe? Și nu mă interesează dacă limităm, dacă reducem din timp sau dacă brusc îl luăm pur și simplu. Adică chiar am stat de vorbă odată cu o mămică la o petrecere pentru copii, a trecut mult timp de atunci și mi-a spus, le-am luat pe toate pentru că mi-am dat seama că este foarte grav și copilul nu era mare, nu știu, cred că avea 4 ani, nu mă înșel, și pur și simplu a strâns tot din casă, a mutat televizorul, nu știu unde l-a dus și gata, totul s-a terminat. Dacă în privința aceasta. E ok să... Presupun oricum, îmi dau seama din ce mi-a spus până acum că depinde de la vârstă la vârstă, de la stadiul în care, exact, stadiul de dependență în care a ajuns copilul să fie. Luăm totul sau producem schimbări treptat? Eu zic că la copiii mai mari cel puțin e nevoie să producem schimbări treptat, chiar și la copiii mai mici, pentru că ei n-au de ce să, n-au cum să înțeleagă, se simt pedepsiți ei, da? Le-am dat ceva atâta timp, de cele mai multe ori care compensă, ceea ce este și mai grav. Și apoi, dintr-o dată, tot noi tăiem totul și nu mai are voie la nimic, el se simte pedepsit efectiv. Și atunci, da, e nevoie de blândețe. Eu zic că e nevoie totuși de etapizare, pentru că trebuie să fii și atent la ceea ce simte el și cum se simte el. Dar asta înseamnă și să locuim timpul acela cu prezența noastră efectiv acolo. Trebuie să-i spunem că suntem acolo, că îl înțelegem, că înțelege emoțiile, pentru că o să fie foarte furios cu siguranță, nu o să înțeleagă situația, mai ales că ei, noi vorbim de un autocontrol care la copii nu există. Ne așteptăm să se termine ei la un moment dat, să spună gata mama, să-mi dea tableta, să spună am terminat sau s-a terminat timpul. Și nu o să se întâmple asta. Pentru că e prea recompensantă activitatea în sine și pentru că ei au dezvoltat neocortexul ăsta, care se dezvoltă total la 25 de ani. La 5-6 ani este absolut imposibil să înțeleagă că ceva îi face rău și trebuie să se abțină. E o problemă și la adulți, e poate mai rău la copii. Și atunci, da, încercăm treptat și cu blândețe. Eu zic că nu este ok să luăm cu totul, însă dacă vorbim de etape în viața lor, de exemplu, masa în fața televizorului, spun că ar trebui întreruptă de tot. Nu e o chestie treptată. Nu putem să dăm un cântecel acum și mâine o jumătate. Și, e mai mult un chin. Nu, adică da, este o rutină care trebuie făcută exact așa, fără televizor sau tabletă. O să luăm acum o scurtă pauză și ne întoarcem în câteva minute.